Sunt oameni pentru care lumea nu se rezumă doar la a câștiga bani. Sunt oameni care iubesc natura și cărora le place să exploreze, iar unii nu se rezumă pentru asta doar la a-și lua rucsacul în spate și a porni în călătorii. Tot mai mulți români sunt pasionați de rafting și caiac pe cele mai învolburate ape din munți. În județul Mureș sunt cele mai multe școli de caiac pe ape repezi din România. King of the Jiu este ultimul concurs din acest an organizat de Asociația Outdoor Experience din Târgu Mureș. King of the Jiu, concursul organizat de Asociația Outdoor Experience din Târgu Mureș, este unic în categoria lui. S-a organizat în defileul Jiului pe o distanță de 7 km cu porțiuni de diferite grade de dificultate, de la 1 până la 3. Esența concursurilor Boat Cross constă nu numai în parcurgerea traseului în timp cât mai scurt, ci și în parcurgerea unui traseu pentru a atinge obstacole ce presupun tehnici de vâslire avansate și de cunoaștere a apei. Am început să organizăm concursul ca Mureș Marathon, care a fost primul concurs de rafting și de caiace pentru amatori din țară. De anul trecut am început să organizăm un concurs mai special de Whitewater Boater Cross, ce ar însemna concurs cu caiace pe ape mult mai învolburate, să zicem așa, cu gradul de dificultate mai mare. Râul Jiu, unde am organizat King of the Jiu, e un râu deosebit din România, care are grad de dificultate până la 3. Caiacul pe ape repezi sau whitewater kayaking este un sport puțin răspândit în România, însă în ultimii ani numărul persoanelor care se aventurează pe râuri de munte și a celor care sunt interesați de acest sport este din ce în ce mai mare. Mureșul, Jiul, Lăpușul, Criciul Repede, Nera sunt cele mai căutate locuri de cei cărora le place să se lupte cu valurile. Adrenalina și adrenalina, dar nu numai. Este un stil de viață, ca să explic mai mult. Când mergem, să zicem, ca să vâslim pe un râu, atunci stăm acolo pentru mai multe zile. Seara facem tabără de foc. Intrăm în locuri unde nu prea au fost oameni înainte. A doua ediție a concursului King of the Jiu a avut loc luna aceasta și a strâns peste 25 de pasionați de caiac pe ape repezi din România, Ungaria, Bulgaria și Austria. Județul Mureș a avut în concurs 5 sportivi, însă cel care a luat trofeul a fost Ionuț Stancovici din Satu Mare. Concursul a avut o categorie specială și pentru fete, unde s-a remarcat Polina Pomanavo din Bulgaria, care a câștigat locul întâi.